Bună seara și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint știrile GDS. Situație disperată pe strada Râului, unde patronii mai multor firme se tem că vor da faliment din cauza lucrărilor de reabilitare. Au aflat că strada trebuie să fie gata în mai puțin de o săptămână, dar nu văd picior de muncitor în zonă. Mai multe informații în jurnal, dar deocamdată să vedem și alte titluri ale ediției. Liceenii craioveni au învățat cum pot deveni oameni de succes de la oameni de succes. Revenim cu amănunte. Un afgan și doi sirieni au fost prinși de polițiștii la Calafat în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera. Cum? Vă spunem la știri. Festivalul de teatru Mereu Tânăr a debutat astăzi la Craiova. Rămâneți alături de noi pentru detalii. Situație disperată a firmelor de pe Râului, pe tronsonul cuprins între strada Popoveni și bulevardul Nicolae Romanescu. Patronii societăților nu mai știu cui să se mai adreseze pentru a primi o informație concretă în ceea ce privește asfaltarea străzii și implicit acces liber clienților. Au trimis chiar o sesizare cancelariei primului ministru, dar au primit un răspuns care i-a lăsat mască. Lucrările sunt preconizate să se încheie până pe 20 octombrie. Asta în condițiile în care pe acel tronson rare ori se vede picior de muncitor, iar lucrările sunt într-un stadiu incipient. Pe hârtie, lucrările de pe strada Râului, tronsonul Popoveni Nicolae Romanescu, se încheie peste 5 zile. Faptic însă, lucrurile nu stau deloc așa. După ce au fost amânați și după ce li s-a promis de mai multe ori că lucrările se vor încheia ba într-o lună și jumătate, ba în trei, patronii firmelor de pe tronsonul amintit au primit un nou răspuns care i-a frapat. În urma unei solicitări trimise de către Secemina Interserv, SRL, către cancelaria primului ministru în numele tuturor societăților care își desfășoară activitatea în zonă, s-a emis un răspuns în care se vede că realitatea de pe hârtie nu bate cu cea de pe teren. Concret, cancelaria primului ministru a trimis sesizarea înapoi la Prefectura Dolj. Prefectura Dolj a trimis-o înapoi la Primăria Craiova, care a răspuns în data de 26 septembrie sesizării firmei, trimițând informația și către primele două instituții amintite. Asta înseamnă că, în 5 zile, angajații de la Secetel Drumesa, care se ocupă de reabilitarea străzii Râului, trebuie să facă o minune. Din nefericire, după cum se vede, lucrările sunt aproape sistate, drept pentru care termenul ăsta nu are cum să fie respectat. Suntem în data de 14 octombrie și, deși vremea a fost bună și a permis desfășurarea tuturor forțelor pentru a putea finaliza lucrarea, la acest lucru nu se întâmplă. În momentul de față nu sunt utilaje, nu se aduce pământul pentru umpluturi, nu se aduce balast de umpluturi. Practic, după cum vedeți, abia acum apare un utilaj care este un utilaj mic, care lucrează de fapt la o lucrare de canalizare care a fost începută acum 6 luni, care este finalizată de 3 luni de zile, dar credem noi că datorită proastei coordonări din partea beneficiarului, care din câte știu este Primăria Craiovei, a permis ca acele firme să astupe lucrarea pe care au făcut-o cu huma pe care au găsit-o. Drept pentru care, în momentul de față, constructorul trebuie să elimine acea humă, punând tot acele firme să o scoată, în felul ăsta ajungându-se la depășiri de termeni. Conform reprezentanților Mitliv, care se ocupă de partea de canalizare din apropierea bulevardului Nicolae Romanescu, lăsată în urmă de firma TMUCB, lucrările sunt într-o fază relativ finală, și anume aceea de decolmatare a țevilor. Lucrările sunt finalizate, dar trebuie făcută o verificare cu camere de luat vederi. Sunt colmatări de țevi pe partea pe care a lucrat TMUCB. În lucrările cu multă mlaștină, așa se întâmplă. Noi, când am preluat contractul, era deja o parte din țeavă băgată. Avem niște echipamente speciale cu care se curăță țevile, însă trebuie verificate toate, pentru că nu le putem preda așa. În funcție de ce găsim, vom preda amplasamentul. Ne pare rău de situație. În general, corelarea lucrărilor este o mare problemă, au declarat surse oficiale din partea Mitliv. Pe de altă parte, viceprimarul Craiovei, Mihail Genoiu, a spus că lucrările la canalizare erau gata la sfârșitul lunii august, însă au intervenit probleme la umplutura cu pământ. Din punctul de vedere al primăriei, canalizarea era gata la sfârșitul lunii august, dar au apărut probleme din cauza umpluturii cu pământ. Nu se putea compacta pământul pentru a se turna stratul de asfalt, deoarece pământul era de proastă calitate și ieșea apă din el. Și atunci s-a scos acest pământ și s-a umplut cu unul de calitate. A fost un viciu ascuns, nu a fost nimeni de vină, așa era pământul de acolo. S-a constituit un comandament format din toți cei responsabili în domeniu. Acum 10 zile a început această acțiune de compactare cu pământ de bună calitate. Deci nu știm exact când se vor termina lucrările. Voi convoca acest comandament mâine pentru a vedea care este stadiul. După 10 zile ar trebui să se știe cum merg lucrările și când s-ar putea finaliza, a explicat viceprimarul.
Comercianții care au afaceri deschise în strada râului spun că este posibil să apeleze la instanță pentru a-și recupera pagubele cauzate de întârzierea lucrărilor. Singura soluție pe care avem în momentul de față va fi să apelăm eventual la instanță pentru recuperarea prejudiciilor, pentru că prejudiciile sunt majore. Practic de la o lună și jumătate, cât a fost prima estimare a primăriei în martie 2014, s-a ajuns ca în momentul de față să nu știm când anume se va încheia această lucrare. Liceenii craioveni interesați de modul în care pot deveni oameni de succes au participat ieri la prima conferință practică pentru tinerii Bookland Evolution. Importanța culturii generale, dobândite prin lectură și nu numai, a fost principalul mesaj transmis elevilor. Mai mulți oameni de succes l-au împărtășit adolescenților principiile după care ei se ghidează. Puterea exemplului este cea mai bună cale prin care îl poți face pe celălalt să reacționeze și să-și dorească mai mult. Conferințele practice pentru tineri Bookland Evolution, care se desfășoară în intervalul 13-17 octombrie la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, urmăresc să aducă în fața liceenilor exemplele de reușită de care au nevoie. Aseară, sala academician din UC Giurescu a fost plină de elevi cărora câțiva oameni de succes le-au dat exemple din viață, care pe ei i-au ajutat să ajungă acolo unde sunt. Cărțile îți oferă posibilitatea de a vedea mai departe de lumea ta, asta mică. Cartea pe care eu vreau să vă o recomand este o carte foarte ușor de citit pentru voi și care cred că vă va rămâne, puteți să și notați. Michael J. Lozier și se numește Legea Atracției. Vreau să plecați cu ceva de aici și să vă deschid apetitul să vă luați această carte. De ce? Pentru că ea vă ajută să vă împliniți visele. Indiferent că vreți să lucrați în mass media, că o să deveniți cântăreți, că o să lucrați pe excavator, da? Fiecare are propriul vis. În primul rând trebuie să-l identificăm. Toți oamenii care au reușit în viață acum au un milion de drumuri pe care au luat-o în spate și care nu le-au ieșit. Malcolm Gladwell a arătat că e nevoie de 10.000 de ore pentru a fi foarte bun în orice. El combate ideea geniului și arată că și cei mai buni oameni, de la Bill Gates până la Beatles și până la Mozart, au lucrat extrem de mult înainte de a avea succes și înainte de a face lucruri de calitate. De exemplu, celor de la Beatles, care înainte să aibă măcar un hit, au cântat în Hamburg aproape 10 ani, au avut 1200 de concerte, erau mai puțin faimoși ca orice trupă de-a noastră locală. Tot efortul ăsta pe care îl depunem la vârsta adolescenței, până la 20, până intrăm cu adevărat în viață, va fi răsplătit mai târziu. Toate cărțile pe care le citim vor avea un ecou ulterior în viața noastră. Tot ce învățăm, tot ce știm acum, va fi, o punte de plecare pentru tot restul vieții. Conferințele practice pentru tineri Bookland Evolution vor avea loc la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman între orele 15-17. Un afgan și doi sirieni intenționau să intre ilegal în România, ascunși în mijloace de transport. Cei trei bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 44 de ani au fost depistați ieri la punctul de trecere al frontierei Calafat de o echipă comună, formată din polițiștii români și bulgari. Unul dintre migranți era ascuns într-un camion condus de un cetățean turc, ce transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, flori din țara sa către Olanda. Bărbatul, un afgan de 20 de ani, se afla sub remorcă, pe roțile de rezervă ale camionului. Pe de altă parte, migranții sirieni se ascunseseră în două autoturisme care erau transportate cu autoplatformă de un cetățean bulgar. Bărbații au declarat că s-au urcat în autovehicule într-o parcare din Bulgaria, cu scopul de a ajunge în Germania. În ambele cazuri, polițiștii de frontieră doljeni au procedat la întreruperea călătoriei persoanelor. Conform protocolului româno-bulgar, migranții, conducătorii auto și mijloacele de transport au fost predați poliției de frontieră bulgare în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun. Drumuri de coșmar în comuna Drănic, fie că leagă satele între ele, fie că trec chiar prin centrul localității. Oamenii spun că atunci când plouă este și mai rău, pentru că se inundă și devin un adevărat pericol pentru mașini. Zilnic, copiii din satul Foișor trebuie să meargă 10 km cu microbuzul pentru a ajunge la școală. Autoritățile cunosc situația și încearcă să mai repare drumurile, dar banii sunt puțini și nu ajung. Localnicii din Drănic se plâng de starea drumurilor. Până la Foișor și Boveni sunt tot felul de gropi. A fi drumul de asfaltat Boveni-Foișor. E lung? E 7-10 km. Și se circulă prost pe el? Se circulă prost, greu? Prost.
E pietruit sau... E, au pus pământ de ăsta, pietros, așa, și mai dă cu lamă, dar când plouă se face maunduleuri. Se circă foarte greu și sunt două sate acolo care... Aici e, cum se spune, un nod de... de drum și necesită să fie drumuri făcute și... Sunt mulți oameni care circulă pe drumul acela? Da, da, da. Vin, se duc la servire, la Craiova, se duc la... Sate. Da, da, da. La Segarcea se alimentează, se aprovizionează, mai ales acum pentru iarnă. Au fost foarte multe precipitații. Noi avem achiziționat la primărie un autogreder cu care întreținem aceste drumuri comunale, dar datorită faptului că au fost foarte multe precipitații, el tot timpul s-a deteriorat. Îl menținem tot timpul într-o stare bună, în sensul că îl pietruim permanent, pentru că drumul acesta este folosit inclusiv de microbuzele școlii. Chiar și în centrul comunei Drănic sunt probleme cu drumurile. De drumul ăsta de la centru până la magazin, la deal, e vai de mamă, nu mai poți să mai mergi pe el. Vine apa după, mergem pe mijlocul drumului și nu mai poți să mai circul pe el. Au turnat asfalt pe partea aia și de aici până la cimitir. Și aici este dezastru. Reprezentanții primăriei Drănic spun că încearcă să repare drumurile cu fonduri de la Uniunea Europeană. Avem câteva drumuri, de fapt două drumuri comunale, DC48 și DC50, pentru care am depus și proiecte și pe care încercăm să le facem parțial, pentru că banii din proiecte nu vor fi suficienți, pe care vom încerca parțial să le facem din fonduri proprii. Aveți cofinanțare pentru aceste proiecte sau aveți fondurile proprii necesare deja prinse în buget? Vom încerca să facem din fonduri proprii asfaltările în cele două localități, Boveni și Foișor, iar legăturile dintre ele și dintre ele și Comuna Drănic să le facem pe fonduri europene. Primarul Marian Dănuț Andrei a mai spus că anul viitor va depune un proiect pe măsura 322, prin care să aducă în comună diferența de bani necesară pentru refacerea celor două drumuri. Zeci de elevi din Comuna Cetate au participat ieri la o acțiune ecologică desfășurată pe malul Dunării. S-a întâmplat în cadrul unui proiect al Gărzii de Mediu Dolj, care își propune să informeze populația asupra riscului de inundații în zona de frontieră a fluviului. Copiii au curățat o parte din plaja din comună și, din păcate, nu este prima dată când mulți dintre ei sunt nevoiți să strângă după cei pentru care mediul înconjurător contează prea puțin. Acțiunea s-a desfășurat cu prilejul Zilei Internaționale de Luptă împotriva dezastrelor naturale și se înscrie în seria de activități organizate în cadrul proiectului transfrontalier Managementul Comun al Riscului în zona de frontieră a Dunării. Pentru început, elevii au plantat un pom în curtea școlii, după care, înarmați cu saci și mânuși, s-au mutat în zona Dunării. Vă dați seama că nu cu o floare se face primăvară. Ideea este ca elevii noștri să conștientizeze că fiecare gest pe care îl facem noi, rău, acela de a arunca întâmplător, mai bine zis de a abandona anumite deșeuri în mediu, nu facem decât să facem rău factorilor de mediu, fie că este apă, fie că este aer, fie că este sol. Nu este prima dată când elevii din Comuna Cetate participă la acțiuni de ecologizare în zona Dunării și nici întâia oară când reușesc să dea o lecție adulților în acest sens. Câți dintre colegii tăi au acceptat să fie alături de tine astăzi? 13. 13 colegi. Da. Și de ce ați venit? Pentru că este o acțiune caritabilă, din punctul meu de vedere, facem ceva pentru comuna noastră. Este nevoie de astfel de acțiuni? Da, foarte mult chiar. De câte ori ați mai participat la astfel de acțiuni? 6-7 ori. Ne place să facem curățenie în mediu, deoarece e spre binele nostru. Am acceptat cu plăcere, fiindcă este o acțiune de ecologizare și mai mult de plăcere. Ai mai participat la astfel de acțiuni? Da. Bun, deci tot în zona voastră? Da. În cadrul aceluiași proiect, Garda de Mediu Dolj a beneficiat de anumite dotări precum ATV-uri, bărci gonflabile și aparatură pentru monitorizarea calității aerului. Au fost organizate și sesiuni de informare privind gestionarea eficientă a riscului de inundații în zona Dunării. Acestea au avut loc în mai multe orașe din România, dar și din Bulgaria. Festivalul de teatru Mereu Tânăr a debutat astăzi la Craiova. La eveniment participă trupe de amatori din România și Bulgaria. Festivalul este organizat de Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman. Festivalul de teatru Mereu Tânăr a ajuns la cea de-a doua ediție și, spre deosebire de anul trecut, se bucură acum de o participare internațională. Dat fiind faptul că noi am mai participat la două festivaluri, două ediții ale unui festival internațional de la Lom, Bulgaria,
Ne-am gândit să invităm și noi la noi și să le arătăm că putem să fim și noi gazde cel puțin la fel de bune ca și ei. Eu zic că o să fim și mai bune. Și au acceptat invitația și uite că se materializează. Festivalul a debutat în această după-amiază cu un spectacol al trupei Cutezătorii din cadrul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman. Este vorba despre piesa Pacea cu Zmeii, pe care actorii craioveni au jucat-o la Casa de Cultura Studenților. Pacea cu Zmeii este o piesă oarecum inedită, este de un autor contemporan născut la Petroșani. Este un fel de bazm, al doilea titlu al ei este Pacea cu Zmeii sau Poveste de adormit adulții. Este o poveste frumoasă cu personaje din bazm care trăiesc în timpurile noastre de acum și sunt puși în diverse situații. Și li se potrivește pentru că Făt Frumos și Leana Cosânzeana sunt la vârsta treia. Tot astăzi, cercul dramatic Barbu de la Vrancea din București a prezentat piesa Zbuciumul și aspirațiile domnului Spirache. Spectacolele vor continua miercuri și joi la Casa de Cultura Studenților și la Opera Română Craiova. În continuare vă prezentăm informațiile meteorologice. Vreme frumoasă în continuare în Oltenia, în următoarea perioadă, chiar dacă pe cer vor mai fi câțiva nori. La noapte vom avea 12 grade Celsius la Târgu Jiu, 14 la Cetate și Drăgășani și 15 grade Celsius la Craiova și Filiaș. Mâine, mercurul din termometre va atinge chiar și 25 de grade Celsius la Calafat și Caracal. La polul opus va fi tot cald, dar se vor înregistra 22 de grade Celsius. Se va întâmpla în municipiul Drăgășani. Știrile GDS au ajuns la final. În câteva momente urmează informațiile din sport. Noi ne revedem la ora 19:30 la jurnalul regional. Pe curând!